Galeriile Municipale de Artă au găzduit miercuri vernisajul unei noi expoziții de pictură. De data aceasta este vorba de o expoziție semnată de doi membri stagiari ai filialei Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici, Florin Hutium și Armand Land, intitulată Anticonformism. Expoziția face parte din programul expozițional al filialei Târgu Jiu AOP din România pe anul 2015 și se încadrează în gama evenimentelor de susținere a artiștilor care au intrat în filiala Târgu Jiu de curând. Despre Puiu Hutium se pot sigur spune mai multe, pentru că el este un, să zicem, un titan al picturii gorjenești, adică un om care expune de cel puțin 30 de ani. Despre Land Artmand se poate spune că este un tânăr absolvent al facultății de Universității Constantin Brâncuș și vine cu o noutate în pictura gorjenească, în sensul în care abordează noi tendințe în pop-artul un pop-art de factură românească, să zic așa, deși artistul are experiența ultimului an petrecut în Statele Unite. Este o expoziție care emană vitalitate. Numele expoziției este Anticonformism. Împreună cu Armand Land am creat acest titlu prin care să exprimăm o artă nouă. Se vede din toate lucrările că suntem băieți de la oraș, care nu spunem povești cu pupăza din tei. Avem imagini din oraș, de deasupra orașului și de desubtul orașului. Eu mă refer în general la mecanica acestor imagini. La vernisaj au participat iubitori de artă, prieteni, dar și foști colegi de ai celor doi artiști. E o plăcere deosebită, întrucât Puiu Hutium a fost coleg de școală, de liceu și un bun prieten al meu. La fel ca și anul trecut, în această lună ianuarie, a organizat altă expoziție. Într-adevăr, și colegul lui, un tânăr artist plastic, vine cu niște picturi foarte moderniste, se vede cu o influență din zona actuală, viziunile tineretului. De asemenea, Puiu Hutium realizează într-un timp record din luna decembrie a doua expoziție, într-o perioadă destul de scurtă, realizează niște lucrări deosebite. Sunt foarte bucuros că a avut o audiență destul de mare această expoziție, au participat foarte mulți cunoscuți, cei din domeniul artelor plastice, din domeniul culturii, arhitecți din județul Gorj. Expoziția este deschisă publicului în perioada 28 ianuarie-11 februarie.